Evanghelia nu ne-a fost dată doar pentru a fi salvați prin puterea ei, iar Duhul Sfânt nu ne-a fost dat doar pentru a celebra plinătatea lui. Am fost salvați și împuterniciți pentru a inspira pe cei din jur să creadă în Evanghelie și să experimenteze umplerea cu Duhul Sfânt. Să învățăm de la apostol, a trăi și a sluji, activați de Duhul Sfânt. Cu toată bucuria privesc în camere și salut pe toți cei conectați cu noi online sau ne urmăresc la televizor, ne ascultă la radio. Vă prețuim și vă binecuvântăm, iar noi cei din sală, haideți să-i aplaudăm pe toți cei conectați cu noi pentru că au aceeași motivație și dorință să-l experimentăm, să-l cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu. Vă aduc la cunoștință că astăzi și următoarele cinci mesaje, următoarele cinci duminici, ne vom inspira, mesaje vor fi din Cartea Faptele Apostolilor sau, cum preferă alții să zică, din Cartea Faptelor Duhului Sfânt sau, cum aș prefera eu, din Cartea Ucenicilor care sunt activați de Duhul Sfânt. Pentru că ucenicii, apostoli au fost activați de Duhul Sfânt și Biserica Filadelfia este activată de Duhul Sfânt. Ne-am rugat, am mijlocit, am stăruit, Dumnezeu ne-a umplut cu Duhul Sfânt, ne-am am, ne -am bucurat de reumplere și așa după cum a fost concluzia seriei precedente, toți avem Duhul Sfânt. Numai dacă nu L-ai pe Iisus. Dacă L-ai pe Iisus, ai Duhul Sfânt. Ei, vă fac o incursiune, o introducere puțină în Cartea Faptele Apostolilor. În primul capitol, dacă citim așa, pe deasupra repijor, aflăm că, în primul capitol, ucenicii au fost convinși de învierea Domnului Isus Hristos. Nu întâmplător, timp de 40 de zile, Domnul Isus se arată ucenicilor, în multe dovezi, să le hrănească credința lor, pentru că ei încă nu credeau. A văzut pe un Hristos răstignit, murind a văzut pe un Hristos care trupul căruia a fost pus într-un mormânt și pecetuit cu o piatră mare și păzită de soldați romani. Și vă dați seama, s-a spulverat toate visurile lor ca și urmașa lui Hristos. Și Domnul Iisus de 40 de zile se arată lor, le hrănește credința și vorbește despre ei, cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, vorbește cu ei despre da? despre promisiunea Duhului Sfânt și despre revenirea sa a doua oară. Acești ucenici au căpătat o convingere personală, o experiență personală. În capitolul 2 vedem cum se împlinește promisiunea umplerii, a botezului cu Duhul Sfânt în viața lor și vedem o biserică da, care mărturisește cu putere. Vedem niște ucenici transformați și o biserică tânără plantată, nou înființată plină de putere. Umblă prin puterea Duhului Sfânt, activați de Duhul Sfânt. În capitolul 3 și 4, da, 3 și 4, deci accentul este pus atât pe ucenicul activat de Duhul Sfânt, da, pentru că acesta este titlul și subiectul nostru, cât și pe numele Domnului Isus. Accentul este pus pe ucenicul activat de Duhul Sfânt, ce poate face Duhul Sfânt printr-un om care este al lui Isus, umplut de Duhul Sfânt, și ce putere, ce autoritate este în numele Domnului Isus Hristos. Prin urmare, citim în capitolul 3 că Ioan și Petru, doi ucenici activați de Duhul Sfânt, preferă să se ducă în ziua miaza mare, să se ducă la templu și când se intre pe poarta templului, numită frumoasă, pentru că templul avea mai multe mai multe porți, aveau 12 porți. Acolo ei văd un oloc care de multă vreme zace o loc la poarta templului. Nu poate omul să meargă. Petru și Ioan se intre pe poarta frumoasă și îl vede acolo și fiindcă știa că e de multă vreme bolnav, în interiorul lui Petru se face ceva, se schimbă ceva, se pornește ceva, se activează și Duhul Sfânt îi dă o idee lui Petru și se uită la Petru la el și spune Argint și aur nu am, adică milă, stenie, n-am de unde să-ți dau, dar ce ce am îți dau. În numele lui Isus Hristos, scoală și umblă. Și acest bărbat se ridică în picioare, în văzul tuturor. Un miracol vădit în ziua mează mare. Wow! Vreau să știi, dragul meu, că în numele lui Hristos este autoritate. Și Apostol Pavel pre prezintă a doua predică după cinzecime și vorbește despre persoana Domnului Isus Hristos. Da? Citim în capitolul 4. În timp ce Petru și Ioan vorbeau poporului, au venit la ei preuții, comandantul gărzii templului și saducheii. Și ascultați ce se întâmplă. Foarte! Cum erau? Supărați din cauza că învățau poporul și vesteau, fiți atenți, în numele lui Isus, învierea dintre cei morți. Numele lui Isus și învierea morților a stârnit supărare, a stârnit împotrivire, a stârnit ca acești oameni să-și părăsească liniștea și zona lor de confort și să înceapă activitate împotriva acestor ucenici activați de Duhul Sfânt, care aveau ceva de mărturisit despre Domnul lor cel Sfânt. Pentru că l-au văzut 40 de zile, au stat cu el de vorbă. N-a fost o fantomă, n-a fost o imaginație, n-a fost o poveste. 40 de zile Hristos vorbește cu ei, mai mult ca atât, în prezența aproximativ 500 de martori oculari, Hristos se înalță în glorie, în slavă, de pe muntele măslinilor. Ei sunt martori oculari care mai târziu scriu Evangelile și epistolele, din punctul lor de vedere, ca și martori oculari. Cum pot eu acum să mă puneți voi la tăcere? Cum puteți voi acum să-mi spuneți închideți gura? Și continuăm. Au pus mâna pe ei și i-au aruncat închisoare până în ziua următoare, că era deja seara. Asta poate face omul. Când nu-l aranjează adevărul, se răzbună cumva. Când te deranjează adevărul, ori te superi, ori închizi ușa în nas, ori spui, n-am treabă, n-am nevoie de aceasta, așa mai departe. De multe ori și tu ești atacat, poate la fel. Nu ești ascultat, nu ești apreciat. Argumentele tale nu le ajută. Ai ceva de spus și mai dai să deschizi gura și auzi o replică. Da. Ce credință ai? Parcă vorbim despre Venus. Vorbim despre Isus. Da. Ce partid? Ce religie? Este vorba de credința în Isus. Și continuăm să citim. Însă mulți dintre cei ce au zis răcuvântarea au crezut. Aici este frumusețea, oameni buni. Vă spuneam, când Duhul Sfânt ne activează și noi suntem martori lui Isus. Vorbim despre Isus, despre viața lui Isus, despre moartea și învierea lui Isus, despre ce face Isus, despre autoritatea lui Isus. Să credem că Duhul Sfânt își face lucrarea în inima oamenilor. Amin? Și oamenii percep, oamenii nu sunt bătuți în cap, oamenii înțeleg, așa cum am înțeles și noi. Altă dată, cine este Isus? Când am auzit prima dată despre Isus, până atunci colindam despre Isus. Până atunci, Doamne ajută, cu Domnul, cu cumva, dar habar, habar, nu poți să înțelegi pentru ce a venit, ce a făcut, de ce a murit, dar cine l-a pus să moară. Și dacă a conviat, cine știe dacă a conviat. În momentul când crezi de la martori oculari care sunt serioși, care nu pur și simplu se joacă cu cuvintele, dar îți demonstrează, au argumente solide. Viața lor este un argument puternic să te convingi că Dumnezeu, omul acesta îl cunoaște pe Dumnezeu, l-a experimentat pe Dumnezeu, este o minune de la Dumnezeu. Unii au crezut, mulți au crezut și numărul bărbaților că din a ajuns la aproximativ 5.000. Statistic spun, oamenii care studiază Biblia, teologii spun că nu întâmplător, e vorba de 5.000 de bărbați pentru că atunci, știți voi, în Vechiul Testament și bărbații nășteau. Adică cumva era diminuată femeia. Nu vă supărați. Slăviți să fie domnul că creștinismul inclusiv a ridicat pe femei la rangul ei, la nivelul ei, la nivelul bărbatului și are aceeași valoare. Slăviți să fie domnul! Atunci, în Vechiul Testament, în acele împrejurări, femeia aproape nu era nimic. Nici nu se socotea ca și persoană și au numărat 5.000 de bărbați. Asta înseamnă că era o medie de vreo 15.000 dacă pui copiii și femeile. De obicei femeile sunt mai multe, ele sunt mai credincioase. Haideți să aplaudăm femeile, haideți să aplaudăm. Vă prețuim, surori, vă prețuim, da. În orice adunare sunteți mai multe. Voi sunteți mai multe ca noi pentru că sunteți mai sensibile, mai preocupate de duhovnicesc, de dumnezeiesc. Noi, bărbați, suntem mai raționali, suntem mai. Trebuie să văd, trebuie să percep, trebuie să mă întâlnesc cu Isus, trebuie să-l apipăi, da? Să pun degetul și atunci am să văd. Eu, el sunt de argumentele lui, da? Ok. Ce concluzie tragem până aici, dragii mei, este că mesajul Evangheliei, comunicat de ucenici, care sunt activați de Duhul Sfânt, produce atât bucurie cât și împotrivire de fiecare dată. Vreau să vă fie clar, pentru că noi, când credem în Domnul Isus, avem o bucurie de a spune la toată lumea despre Dumnezeu și mă duc la rude, la prieteni, la vecinul, la mama, la tata și când îi voi spune, el va spune, Haleluia, bine ai venit la mine în casă, se pune în genunchi și spucăiește. Așa credem noi, deodată sare pe genunchi și îl primește pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Și noi ne ducem cu acest vis, cu această așteptare. Mi-aduc aminte că exact această așteptare a fost e așteptarea mea când m-am dus la prieteni să le spun despre Iisus. Să uitați la mine. Păi, dar -mi ce secte ajuns? M-am dus la părinți acasă și mama, în loc să bucură o plânge, am avut un fecior pe l-am pierdut totul invers. Când eu eram pierdut și Iisus m-a găsit, în punctul lor de vedere, erai găsit și acum te-ai pierdut. Și poate ai și tu această experiență. Nu înțeleg oameni. Cu toate acestea, mesajul Evangheliei care este predicat de ucenici ca noi, care sunt energizați de Duhul Sfânt, produc bucurie, o parte se împacă cu Dumnezeu și noi avem privilegiu, bucuria să fim folosiți de Dumnezeu pentru răspândirea Evangheliei și pentru împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Dar o parte din ei, nu vă supărați, asta e de 2000 de ani, se împotrivesc Hristosului în via din morți. Se luptă nu cu voi, nu cu mine, cu Dumnezeu. De unde vin cauzele prigoanei? Cauzele persecuției în general în lume de 2000 de ani, de unde vin? Vin în primul rând din ura față de Hristos. De 2000 de ani, oamenii au perceput în el nu Fiul lui Dumnezeu și din ura față de Hristosul, care a murit și a înviat, oamenii resping adevărul. Ioan, Evanghelistul Ioan spune, a venit lumina în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și nu vin la lumină ca să nu se vădească faptele, adică să nu se arate faptele lor. De ce? Pentru că ei iubesc în întunericul. Și în momentul când cineva vine să-i spune despre Dumnezeu, eu care îi iubesc în întunericul, îmi strici confortul vieții mele. Dacă eu trăiesc în dezacord cu Dumnezeu, în concubinaj, trăiesc în pornografie, trăiesc în beție, trăiesc în curvie, în momentul când tu îmi spui despre Dumnezeu, tu mă tulburi în interiorul meu pentru că vreau să trăiesc viața pe care vreau să o trăiesc. Și atunci am de ales ori îmi cer iertare și îmi schimb stilul de viață și îl iau în serios pe Dumnezeu, ori trebuie să mă despart pentru totdeauna cu tine, să nu mai spui despre des des acest Dumnezeu. Că nu vreau să existe, că nu vreau să fiu la judecată la el, nu vreau să mă tragă vreodată la, la, la judecată. Și din acest considerent, prefer să-l neg. Prefer să nu existe pentru viața mea. De unde vine prigoana, persecuția? Din cauza că oamenii preferă să trăiască în evlavie, în curăție, în sfințenie cu Hristos. Citim în Noul Testament că toți cei ce doresc să trăiască în evlavie, în Hristos, Iisus, vor fi prigoniți. În sensul că nu este atrăgător. Valorile tale, principiile tale, modul tău de viață, modul tău de gândire, familia ta, copiii tăi care tu ai nu coincid în totalitate. Dar asta nu ne descurajează. Știți de ce? Pentru că unii se inspiră. Și unii se uită la tine și spun: Eu vreau să fiu ca el. Eu vreau să fiu ca tine. La ce biserică mergi? Unde mergi? Cum, le, cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu? Și să fii un om care să-i ajut pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Doamne ajută, amin? De unde vine prigoana? Mai vine și din predicarea crucii, a morții și a învierii. Aceasta îi deranjează pe oameni. Și citim în continuare. În ziua următoare s-au adunat în Ierusalim conducătorii lor, i-au pus pe apostol să stea în mijlocul și le-au întrebat. Prin ce putere sau în numele cui a făcut aceasta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt. Da? Activat de Duhul Sfânt, îmi place. Activat de Duhul Sfânt a zis, ține minte, dragul meu, tu ai Duhul Sfânt. Ține minte, 24 din 24 de ore, tu ai Duhul Sfânt și nu ești singur. Duhul Sfânt e cu tine. Petru nu era singur. Niciodată să nu te plângi că ești singur. Când ești în mașină, tu și volanul, sunteți în doi, tu și Dumnezeu. Când tu ești în familie și nu este nimeni în casa ta, este Dumnezeu, oriunde Dumnezeu este cu tine, Duhul Sfânt este în tine, este în mine. Asta este, trebuie să fie credința, trebuie să vorbești cu Duhul Sfânt, să nu te temi, să-L să întrebi pe Duhul Sfânt, să discuți cu Duhul Sfânt, El este, cu tine. El este persoană, a treia persoană a Dumnezeirii, Iisus spunea, mai bine de voi să mă duc, pentru că când mă duc, vă trimit pe mângăitorul, e gata să vină și când vine, va fi cu voi și va fi în voi. Eu nu pot fi și în Iudeia, și în Samaria, și în Galileea. Eu nu pot fi în trup fiind în Chișinău și să fiu și în România, în Iași. Dar când vine Duhul Sfânt, El este peste tot. Pentru că El nu este limitat de trup, El este Duh. Airul este peste tot. Mă să înțeles, da? Airul e peste tot. Din acest motiv îl lăudăm pe Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Pentru Duhul Sfânt. Și omul care este activat de Duhul Sfânt are ceva de spus. Domnule, dacă trebuie să spun, nu eu. Duhul Sfânt îmi dă ce să spun. Și. Ce a însemnat pentru apostol, pentru ucenicul pentru Duhul Sfânt, activat de Duhul Sfânt? Uitați-vă ce spune el, conducătorul și bătrânii poporului. Dacă suntem cercetați astăzi pentru o faptă bună, mă luați la la întrebări, pentru că am făcut un bine. Făcută unui om neputincios și pentru felul în care a fost el vindecat, este o mărturie clară, vădită, să vă fie cunoscută vouă, vouă tuturor și nu mai vouă întregului popor Israel. Nu numai vouă, ci Republicii Moldova. Nu numai vouă, ci Europe și lumea întregi, să știe toată lumea. Noi avem un mesaj de spus și dacă voi ați reușit când l-a spus pe Iisus în mormânt, atunci ați plătit romanilor ostași ca să spună o minciună, să nege că Isus a înviat, dacă voi i-ați pe ei, noi nu ne vindem. Voi, gura noastră nu o închideți, nu puteți să ne, să ne cumpărați pentru că noi nu ne vindem, noi avem ceva de spus. <laughs> și am să spunem, puteți să spuneți voi ce vreți, noi avem ceva de spus, moartea și învierea Lui. Isus a înviat, Iisus trăiește. Și în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, este putere, este autoritate. În numele lui Iisus avem tot ce oferă Dumnezeu unui om în această lume. Da? Omul acesta stă sănătos înaintea voastră în numele lui Isus, Hristos Nazarinianul. Cel pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și acum, ce concluzie tragem? Ucenicul, ucenicii activați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pot fi interogați, pot fi amenințați, pot fi amendați, dacă trebuie, încarcerați, loviți, bătuți, disprețuiți. Dar niciodată, spuneți voi, niciodată ce? Intimidați. Și atunci, dragii mei, avem ceva de spus ce a semnat pentru apostoli plinătatea, activitatea, această plinătate a Duhului Sfânt. Vorbeau despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos cu îndrăzneală. Spune stare îndrăzneală. Îndrăzneală. În fapte, capitolul 4, ultimele versete spune acolo toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vestească cuvântul, să mărturisească oriunde mergeau despre Domnul Isus. Ei nu interesau mașinile, nu interesau uh, 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 valuta, dacă care cursul, unde să mai plecăm, ce să mai facem. Nu, nu sunt importante, dar când se întâlneau, ei discutau un subiect, moartea și învierea. Hristos, cine este Hristosul care s-a arătat poporul Israel? Vreți să mai știți ceva? Semnul vizibil și care nu poate fi fabricat a ucenicului activat de Duhul Sfânt este îndrăzneala. Ascultați, vorbirea în alte limbi poate fi falsificată. Eu pot să mă prefac prin vorbirea în alte limbi și să prezint sau să, să vreau să duc lumea în eroare și să spun că... M-am plut Duhul Sfânt, sunt plin de Duhul Sfânt. Prin vorbire în alte limbi, ea poate fi falsificată. Dar, u, dar semnul clar și care nu poate fi falsificat a ucenicului care este activat de Duhul Sfânt este îndrăzneala de a mărturisi despre Domnul Isus Hristos. Asta nu o poți fabrica. Dacă tu ai îndrăzneală și nu ți este frică, nu ți este teamă, tu nu ești un infractor de lege, tu nu ești un om care le face probleme la oameni, tu ești un om vestitor de vești bune. Tu vrei ca familia lor să fie una binecuvântată, viața oamenilor să fie binecuvântată, oamenii să meargă în cer, oamenii să-L cunoască pe Creator, pe Dumnezeu. Eu nu stric legea, nu stric casa nimănui, eu întăresc casa oamenilor. Pentru că ei, ei cunosc pe Dumnezeu și une între Dumnezeu este dumnezeiesc, este pace, este bunăstare, este binecuvântare, lăudați să fie Dumnezeu. Din acest motiv, logică nu -i. să zic eu, oh, nu spun că îi fac probleme omului, nu! Nu faci probleme, faci probleme, el rămâne în probleme dacă nu am nimic de spus. Și, încă o dată, semnul clar, vizibil, nefalsificat, a ucenicului care este activat de Duhul Sfânt, este îndrăzneala. În măsura cât eu pot vorbi despre el și nu trebuie să inventez ce a făcut Dumnezeu, eu am fost bolnav, Sufletul meu a fost bolnav. Fără pace, fără liniște, fără bucurie, fără speranță, Hristos mi-a dat toate acestea, pentru că noi când ne gândim la boală, la vindecare, ne gândim doar la cea fizică. Ascultați, eu cred că dacă am face o statistică, mai mulți sunt bolnavi sufletește decât fizic. Și când noi ne bolnavim fizic, noi alergăm la medic, la stomac, o dați în pastilă necesară, eu cred că mai multă lume... Este în problemă interioară, sunt bolnavi în sufletul lor, sunt măcinați în durerile lor, sunt frământați, nu au bucurie și pace, sunt măcinați în durerile lor. Fără speranță, fără bucurie, fără viață, fără viitor. Și Domnul Iisus este vindecător. Lăudat să fie Dumnezeu. Și Petru, ucenicul care este activat de Duhul Sfânt, spune, aceasta este piatra. Citează din Psalmul 118, vine cu o profeție din Vechiul Testament, se referă la voi, spune Petru, care a fost disprețuită de voi. Voi care sunteți religioși, lideri care mă condamnați pe mine, voi ați fi trebuit primii să credeți în Isus, că sunteți cu legea, cu, fa cu cartea Domnului, cu Biblia în mână. Și voi nu l-ați cunoscut pe El. Și mai vreți să ne puneți pe noi la punct? Voi, lideri religioși, ar fi trebuit să fiți primii care să predicați mai bine ca mine și în locul meu. Voi sunteți zidarii care a părăsit piatra, care a, a devenit piatra din capul unghiului, a devenit domnul domnilor și împăratul împăraților, regele regilor! Poți să ai toate religiile pământului, dacă nu l-ai pe rege, n-ai nimic, ești pierdut. Poți să ai și yoga, poți să fii și hindus, și musulman, probează și meditația și probează tot ce vrei. Dacă nu ai pe Cel ce este centrul Universului, pe Stăpânul Universului, pe Domnul Domnilor, pe învierea și viața, Iisus spunea, eu sunt învierea și viața, nu ajută la nimic. Și Petru merge mai departe mai mult ca atât, Petru merge mai departe și face, face o concluzie la mesajul lui pe care îl dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt în gura lui și spune în nimeni altul, spune stare nimeni, în nimeni altul nu este mântuire, că și nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Ce ne spune Petru, ce ne spune, ce ne învață Petru și ne învață Dumnezeu Adevărata Evanghelie comunicată de ucenicii, activați de Duhul Sfânt, îl va avea totdeauna în centru ei pe Isus Hristos. Evanghelia fără de Hristos, pe fără de moarte și înviere, nu este Evanghelie. Și ucenicii predicau, în esență, trei mari adevăruri posibile doar în numele Domnului Isus Hristos. Dacă ne uităm la toate epistolele, dacă ne uităm la toate predicile apostolilor, la ucenicii Domnului Iisus, ce au vorbit oamenilor, ei au vorbit trei adevăruri fundamentale care, se, care au loc doar în numele Domnului Iisus Hristos. Și anume, învierea morților, vindecarea bolnavilor și salvarea păcătoșilor. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și când au înțeles că erau oameni neinstruiți și de rând, au rămas uimiți și au înțeles că fusese cu Isus. Însă, văzându-l stând lângă ei pe omul care fusese vindecat, n-au avut ce să zică. Ascultați. Oamenii pot să ne contrazică. Pot să ne contrazică Biblia, care o credem și o citim, da, biserica, că nou, sunt biserică, a, eu am biserica mea, dar oamenii nu pot să-ți contrazică experiența ta ce să le facem oamenilor acestora, căci este știut de către toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut un semn clar și nu-l putem nega. În schimb, pentru că acest lucru să nu se răspândească și mai departe în popor să-i amenințăm ca să nu mai vorbească niciunui om în numele acesta. Și i-a chemat, ascultați, i-a chemat și le-a poruncit să nu mai vorbească deloc și să nu îi mai învețe pe alții în numele lui Isus. Iar, iar numele lui Isus. Însă, Petru și Ioan, răspunzând, le-a zis: Judecați voi înșivă dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Eu înțeleg că voi sunteți autoritatea supremă a poporului nostru. Respect pentru conducerea țării. Dar când mă gândesc la voi și mă gândesc la Dumnezeu, pe cine să ascult? Pentru noi nu este confuzie, pentru că voi sunteți muribuni ca toți oamenii. Sunteți oameni, veți pleca, sunteți țărână. Autoritatea voastră este atât de mică și vremelnică. Eu prefer să ascult de autoritatea lui Dumnezeu, că și noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Au... Am Într-un fel, e imposibil să ne interziceți. Nu aveți nicio șansă să-mi închizi gura. Eu înțeleg că vă stric deranjul, eu vă înțeleg că vă stric religia, eu vă înțeleg că asta lovește în poziția voastră de conducători, dar ascultați, eu mai mult prefer să ascult de Dumnezeu decât de oameni. Din acest motiv, Evanghelia, care este a Domnului Iisus Hristos, da? trebuie comunicată cum? cu orice preț. Chiar și atunci când oamenii te amenință, chiar și atunci când oamenii spun doar ce, nu, fiecare cu treaba lui, fiecare cu religia lui, chiar dacă ei nu doresc să asculte, asta nu înseamnă că mi închizi gura. Eu, da, te respect, ne respectăm, dar am ceva de spus. Pentru că Evanghelia lui Iisus Hristos are putere. Și această putere a Pavel în Carta Roman spunea că și ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui om care crede. Întâi au ideul, apoi a grecului, apoi a fiecărui care o crede. Prin urmare, dragii mei, ce concluzie tragem noi de la acești ucenici extraordinari, activați de Duhul Sfânt? Și Biserica de Filadelfia este adunare, sunt grupurile, sunt ucenicii activați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce am putea noi să învățăm de aici? Sau, mai bine zis, câteva lucruri care putem să le punem în practică. Ascultă îndemnul Duhului Sfânt. Ascultă, ce, îngân, ce îndemnuri, ce gânduri ai în inima ta sfinte? Ce persoane îți vin în minte? S-ar putea să fie de la Domnul și cu siguranță că Duhul Sfânt care se întine spune Ei, poți face ceva. Da, poți să cauți acea persoană, să-i dau un telefon, să te întâlnești, să-i inviți la un părtășie, la un ceai și mai departe. Și când îți vine ideea unei persoane, acționează în baza autorității lui Isus. Roagă-te, Doamne Iisuse, sunt la dispoziția ta, Duhul Sfânt este în mine, ajută-mă să pot aborda acea persoană care o am în inimă de mai multă vreme și am această experiență când Dumnezeu mi-a pus în inimă o persoană și o săptămână și ceva am purtat-o în sufletul meu, în mintea mea. Măi, ce treabă are această persoană care mi ajunge mereu și mereu în mintea mea? Ce se întâmplă? De ce n-am văzut-o ani de zile și totuși nu pot să o uit? Și am căutat-o în Chișinău. E, e din, e setean din satul meu natal. Am căutat un în Chișinău și l-am invitat la o discuție, mi-aduc aminte, la botanica, la o clădire cu cinci etaje, în spatele acelei clădiri am stat de vorbă și am împărtășit. Printre altele, ce am vrut să-i spun este că, măi, ai auzit despre mine. Da, știi, ai auzit că sunt sectant și ștund. Eu știu că te-ai auzit. Nu sunt bătut în cap, sunt normal. L-am cunoscut pe Dumnezeu și am împărtășit Evanghelia. Și în acel loc și au dedicat viața lui Hristos și credincios până în ziua de azi. Slăvit să fie Dumnezeu! Îl purtam în suflet și nu înțelegeam de ce nu pot să uit. Ei, acționează în baza autorității. Dacă îți vine în gând o idee, o persoană și așa mai departe și împărtășește experiența ta cu Isus, cu acea persoană, nu spune de toate din Biblie, spune ce să vă cu Domnul. Alege cuvintele simple, limbajul simplu, fii sincer și natural, nu trebuie să dramatizezi nimic și identifică, spune, da? interculturul tău ce s-a făcut Dumnezeu. Patru, acceptă împotrivire din partea unor persoane. Când spui despre Domnul, nu te aștepta atât să te pup în frunte. Acceptă că unea spune, băi, te-ai dus cu pluta. Hai, lasă-mă în pace. Am eu treaba mea, chestiile mele. Du-te tu cu religia ta. Nu te supăra. asta tot. e tot. Incuiat încuiat om, mintea, sufletul, inima. Până când astăzi el spune nu. Asta nu înseamnă că va spune și mâine nu. Că Domnul poate veni să-l la noapte. A? Noi avem în biserică persoane care au venit la Domnul, știți? Frate, am văzut un vis. Că îi întrebăm pe toți, cum, -ați cum ați cunoscut pe Domnul? Am văzut un vis. Am văzut un vis. Bărbatul și copiii sunt luați, a venit Domnul Iisus și aceștia au, au fost răpiți și eu am, fost răma, eu am rămas. Și strigam după ei și au spus, asta e. Și era duminică și a venit să pocăim. S-a băgat cu Dumnezeu. 5. Perseverează în comunicarea adevărului. Spune, nu tăcea, comunică. Până la urmă, Dumnezeu își face lucrarea și aceasta vă spun vouă și îmi spun și mie. Noi avem un mesaj de spus despre Domnul Isus.